În noiembrie 2016, Consiliul Județean Mehedinți anunța faptul că a fost aprobată finanțarea proiectului ce privește bazinul olimpic de not. Pentru realizarea acestei investiții au fost alocați de către Compania Națională de Investiții 7 milioane de euro. Se mai spunea că lucrările vor dura 2 ani de zile, însă nu au fost anunțați când încep, având în vedere că în mai 2018 nimic nu s-a schimbat. Semnale de alarmă au fost trase de-a lungul timpului atât de Severinen cât și de restul partidelor politice, însă bazinul de not a rămas în paragină. Astăzi, tinerii liberali din Mehedinți au organizat o acțiune prin care doresc să le reamintească autorităților promisiunile din ultima campanie electorală. Noi, tinerii liberali, am hotărât astăzi la final de săptămână să venim să ne relaxăm la bazinul olimpic pe care PSD-ul ni l-a promis în campania electorală. Când am venit aici, dezamăgire, bazin închis. Pentru un oraș în care sunt atâtea medalii la concursurile de natație, să nu avem un bazin olimpic e rușinos. Nu știu unde se antrenează, probabil că în Dunăre. Dar să sperăm că până în 2020 o să fie gata și bazinul nostru. Tinerii liberali speră ca demersul lor să aibă efect, iar lucrurile să se pună în mișcare. Ar trebui, pentru că totuși e o locație importantă pentru orașul nostru. Bazinul olimpic, intrat în circuitul sportiv în anul 1986, a fost închis în anul 2009 din cauza degradării acoperișului și a zidurilor de susținere, situație care punea în pericol viața tinerilor care se antrenau aici pentru competițiile sportive.